Binecuvântat și preamărit să fie Domnul. Înainte de a mă apropia de cuvântul pe care l-am citit și din care aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri, aș vrea să mai spun încă un lucru care mi-a scăpat din vedere la început. Am spus atunci un cuvânt de bun venit musafirilor noștri și mi-a scăpat din vedere să vă anunț că în timpul săptămânii acesteia care s-a încheiat, Domnul a ajutat-o pe sora Maria să ajungă iarăși în mijlocul nostru. A făcut o călătorie mai lungă în România, întoarcerea a fost cu unele dificultăți, dar în cele din urmă Domnul a ajutat-o. Vineri, cred că ieșind de la lucru, într-o parcare aproape de noi acolo, l-am întâlnit pe fratele Sorin și am întâlnit-o și pe sora Maria, m-am bucurat și am aflat că marți a ajuns aici. Domnul să vă binecuvânteze. Ne-am rugat pentru dumneavoastră și ne bucurăm că Domnul v-a ajutat până la urmă, deși poate câteodată apar și complicații. Și acum, haideți să ne apropiem de cuvântul pe care l-am citit și care zugrăvește înaintea ochilor noștri un eveniment care a avut loc în urmă cu aproximativ 2000 de ani în urmă, când Mântuitorul Iisus a intrat într-un mod aparte în Ierusalim. De multe ori din cuvântul acesta am încercat să predicăm și am numit această intrare, intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, dar dacă pe unii dintre noi cuvântul acesta nu-i convinge, nu le place cuvântul acesta, intrare triumfătoare, am putea să-l schimbăm și am putea să spunem intrarea festivă sau intrarea sărbătorească a Domnului Iisus în Ierusalim, pentru că, dincolo de toate, a fost o adunare și un eveniment de bucurie, a fost o atmosferă de sărbătoare, credem noi. Din pasajul acesta, de-a lungul anilor, eu am vorbit de mai multe ori, câteodată am pus accentul pe faptul că Mântuitorul Iisus și-a trimis ucenicii să caute în satul în care vor intra, un măgăruș legat, era și o măgăriță legată acolo și Domnul le-a spus ucenicilor să-i dezlege și să-i aducă pe amândoi la el. Dacă proprietarii celor două animale de povară vor reacționa așa cum este de așteptat să reacționeze, ucenicii să le spună că Domnul are nevoie de aceste două animale de povară și îndată îi va trimite. Atunci când am vorbit despre aspectul acesta, am accentuat în mod deosebit capacitatea Domnului Iisus de a prevedea dinainte toate lucrurile. Domnul Iisus a prevăzut nu doar că în fața lor este un sat, lucrul ăsta îl putea ști orice călător care călătorea în zona aceea și în vremea aceea, ci a prevăzut că îndată după ce ei vor intra în satul acela, vor găsi acolo legate două animale de povară. Și foarte surprinzător, Domnul i-a spus, dezlegați-i și aduceți-i. Și dacă cineva va zice ceva, să spuneți asta. În mod normal, dacă noi am fi trimis pe doi din copiii noștri înaintea noastră să facă lucrul acesta, probabil că am fi instruit puțin diferit și am fi spus, vedeți al cui sunt, vorbiți cu proprietarii, promiteți și după ce ei vă dau dezlegare, atunci luați-le cele două animale și aduceți-le la mine. Dar Mântuitorul le-a spus, când îi găsiți, dezlegați. Și dacă se va întâmpla să zică cineva ceva, atunci să spuneți ceea ce aveți de spus. Am trecut peste detaliul acesta, deși este un detaliu important care dovedește că Domnul Iisus Hristos cunoaște dinainte toate lucrurile care urmează să se întâmple. Și pentru noi, să știți, detaliul acesta este important, pentru că fiecare dintre noi călătorim pe drumul nostru. Facem previziuni, facem planuri, ne gândim ce va fi și cum va fi și cea mai mare parte din planurile noastre cad la pământ sau trebuie să reajustate, schimbate, pentru că în drumul care este în fața noastră întâlnim detalii pe care noi nu le-am știut și interacționăm cu oameni care nu întotdeauna reacționează așa cum ne așteptăm noi. Dar dacă pentru noi toate lucrurile care țin de viitor sunt sub semnul întrebării și le spunem cu titlul de probabilitate, pentru Domnul Iisus Hristos toate sunt clare și limpezi.
El știa toate lucrurile care aveau să-i se întâmple lui și știe toate lucrurile care urmează să mi se întâmple nouă. Ce vom întâlni în ziua de mâine, poimâine, săptămâna viitoare, peste un an, doi sau cinci, dacă vom trăi sau dacă nu vom mai trăi, pentru noi este o taină, dar El știe toate detaliile, slăvit să fie Domnul. Amin. De ce am accentuat lucrul acesta? Pentru că mi-a fost dat să citesc prin pe cărțile care mi-au căzut în mâini și niște comentarii, niște opinii ale unor oameni cu diplome și cu carte multă la cap, care au spus că Domnul și-a aranjat aici intrarea în Ierusalim și că dinainte ar fi vorbit Domnul cu proprietarii acelor animale de povară, așa încât gestul ucenicilor era foarte simplu, totul era pregătit dinainte. Nu era pregătit dinainte, dar Domnul știa mai dinainte și iar zic, binecuvântat să fie Domnul. După acesta negreșit are și o aplicație practică. Pentru că dacă vrem ca lucrurile care stau în fața noastră să se desfășoare frumos, atunci trebuie să cerem sfat de la Domnul și să ne lăsăm călăuziți de El în toate lucrurile, fie mici, fie mari, și El cu bucurie ne călăuzește și ne sfătuiește. Apoi am spus că animalele acelea de povară, ele trebuiau dezlegate pentru că urmau să fie folosite de Domnul. Și dezlegarea, să știți că este o lucrare deosebit de importantă. Există legături fizice pe care noi le vedem și există legături spirituale pe care nu le vedem, dar care le simțim și care sunt tot atât de puternice, dacă nu mai puternice decât cele vizibile. Și atunci când cineva dorește să fie cu adevărat de folositor Domnului, în orice fel de lucrare îl va chema Domnul și îl va vrea să-l folosească, câteodată trebuie să existe acolo lucrare de dezlegare. De bună oară, dacă cineva este legat în patim sau în obiceiuri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, omul acela, oricât s-ar strădui, oricât ar citi, oricât ar studia, oricât s-ar pregăti, oricât s-ar ruga el, până nu face Domnul o lucrare de eliberare, o dezlegare de un obicei, de o legătură de felul acesta, omul acela poate să facă orice, pentru că nu-i va putea fi de folos Domnului. Domnul se folosește de vase care sunt curate și sunt numai pentru El și sunt libere de orice legătură pământească. Și zic ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în chip desăvârșit în fiecare dintre noi. Amin. Amin. Însă, dincolo de toate, Evanghelistul Matei dovedește mereu în scrierea lui preocuparea de a convinge pe cititorii lui că Iisus este împăratul pe care ei îl așteptau. Chiar și aici el amintește că exista în vechime o prorocie. În cartea profetului Zaharia, capitolul 9, versetul 9, o prorocie care vorbea despre lucrarea aceasta, o prorocie pe care Dumnezeu a făcut-o prin acel proroc din vechime, cu scopul de a dezvălui poporului său lucruri adânci și minunate, care se vor întâmpla la vremea lor. Era de așteptat ca iudeii, proprietari, beneficiari acestor descoperiri ale lui Dumnezeu, să știe despre ce este vorba și atunci când ele se întâmplă, ei să știe, acum este împlinirea acelei profeții. Însă mă întrebam din mulțimea aceea voioasă care îl însoțea pe Domnul, oare câți își vor mai fi amintit de profeția lui Zaharia? Aș vrea să vă spun că Zaharia și-a anunțat poporul din partea lui Dumnezeu și a spus așa: saltă de veselie fiica Sionului, saltă de bucurie fiica Ierusalimului, împăratul, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Iată câteva detalii foarte importante și aș vrea să privim la această intrare a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, în ziua aceea, prin lumina pe care ne-o dă această profeție a lui Zaharia. Cu vreo 33 de ani înainte de a se întâmpla aceste lucruri, vă amintiți, la Ierusalim au venit niște oameni din depărtare. Erau oameni bogați, oameni apreciați în societatea de unde veneau ei. Și au venit la Ierusalim să-L caute pe împăratul de curând născut al iudeilor. Ei au văzut steaua răsărit și au știut că în Israel s-a întâmplat ceva, o lucrare a lui Dumnezeu. Au venit direct la Ierusalim
deși nu steaua i-a condus într-acolo, către Ierusalim, ei au venit acolo pentru că acolo s-au așteptat să se nască împăratul, să fie născut împăratul iudeilor. Și au început să cutreiere cetatea, umblând din uliță în uliță, din cartier în cartier, punând aceeași întrebare: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Dar la această întrebare nimeni nu știa să dea vreun răspuns. Vă amintiți, noi despre lucrurile acestea citim când sărbătorim nașterea Domnului Iisus în lumea noastră, întruparea Lui în lumea noastră. Dar întrebarea aceasta a răscolit atunci Ierusalimul și întrebarea aceasta a ajuns și la urechile celui care era împărat pe atunci, bătrânul împărat Irod cel Mare. Nu o să intru în foarte multe detalii, dar vreau să spun că Dumnezeu, într-un anume fel, s-a folosit de vizita acestor oameni, considerați-i cum vreți, s-a folosit de vizita acestor oameni ca să atragă încă o dată atenția cetății sfinte, locuitorilor Ierusalimului, că făgăduința pe care le-a făcut-o în vechime, în repetate rânduri și în repetate feluri prin profeți, era în derulare. Ea se împlinea. Însă, locuitorii Ierusalimului, deși au primit oarecum indirect vestea că s-a născut împăratul acela despre care Dumnezeu vorbise, a trecut după aceea o vreme în care i-au început să uite și cel care era împăratul, adică Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, a crescut într-un anonimat aproape desăvârșit. Pentru o scurtă vreme, părinții l-au dus în Egipt ca să-l pună la adăpost de ura împăratului de atunci. În Egipt, probabil că n-a stat prea mult, un an, un an jumătate, doi ani, n-am calculat exact. Și s-au întors Sfinții Părinți și cu pruncul Iisus, împăratul împăraților, s-au întors și s-au așezat în cele din urmă într-o cetate modestă din Galileea. Și împăratul a trăit în perioada aceea timp de 30 de ani aproximativ în cetatea aceea neînsemnată, zicem noi, în cetatea aceea simplă din care farisei și cărturarii au știut că n-a ieșit niciodată ceva bun. Dar a venit o vreme în care Iisus a intrat în lucrarea pentru care l-a rânduit Dumnezeu și în lucrarea aceea era prevăzut ca El să fie privit și ca împărat. În timpul celor 33 de ani și jumătate, cât se crede că a trăit Domnul Iisus în trup pe pământ, El a fost privit de multe ori ca profet, pentru că a vorbit din partea lui Dumnezeu și a descoperit lucruri pe care oamenii nu le puteau cunoaște în mod obișnuit. El și-a început și lucrarea de mare preot mijlocind pentru neamul omenesc. Dar ca împărat, pentru prima dată l-a acceptat să fie privit și considerat în ziua aceea când, așa cum era rânduit în planul lui Dumnezeu, el trebuia să intre în Ierusalim călare pe un măgăruș. De aceea, încă o dată, vin și spun, mesajul acestei întâmplări se poate reduce la aceste cuvinte: iată că împăratul tău vine la tine. Însă Zaharia mai adaugă acolo câteva lucruri deosebite. Una din trăsăturile cele mai importante care îl defineau pe acest împărat, despre care Dumnezeu a vorbit în vechime, era neprihănirea. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că după ce în vremea lui, la sfârșitul domniei lui Solomon, până la urmă împărăția s-a rupt în două, poporul acesta lui Dumnezeu a ajuns să se divizeze, și au luat ființă două împărății. Din punct de vedere spiritual, lucrurile au mers din rău în mai rău. În împărăția de nord, împărații vreo 18 sau 19, cât s-au perindat pe la tron, au fost unul mai rău decât altul și cel mai rău, campionul răutății, dacă vreți, a fost Ahab, de care ne amintim că îl pomenim des în predicile noastre. În împărăția de sud, cam tot 18 împărați au fost, dar printre aceștia s-au găsit și câțiva mai buni care au prilejuit diferite reforme, adică întoarcerea ale poporului către Dumnezeu. A fost descoperită Cartea Legii și s-a făcut acolo o trezire. Oamenii și-au dat seama că s-au depărtat de la căile lui Dumnezeu. Și a fost o reformă. Câte o reformă, au fost câțiva și împărați mai buni. Însă toate aceste experiențe au fost de scurtă durată.
Noi românii spunem că o floare nu se face primăvară. De-a lungul acestor domnii, acestor împărați, de multe ori națiunea, fie cea din nord, fie cea din sud, era într-o stare de apostazie, într-o decădere. Pentru că starea spirituală a celor din fruntea poporului se răsfrângea indirect asupra poporului. Și când la conducere au fost împărați care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și nu cunoșteau legile și rânduielile lui Dumnezeu, și starea poporului mergea din rău mai rău și poporul suferea. Însă Dumnezeu în vechime prin profeți le-a făgăduit evreilor că le va da un împărat a cărui trăsătură principală de caracter va fi neprihănirea. Și dați-mi voie să vă spun că a fost o perioadă în care evreii au tot așteptat să vadă care va fi împăratul acela neprihănit, care va reuși să restaureze starea spirituală în țară, care va duce propășire, care va duce ridicare, care va duce izbândă. Și după ce s-au întors din exil, au așteptat evreii atunci să apară un împărat care să realizeze toate aceste lucruri. Dar când Dumnezeu le-a vorbit despre un împărat neprihănit, despre acel Mesia, Dumnezeu avea în vedere un împărat mai bun decât oricare împărat pământesc și acela era Iisus, Fiul Său preiubit, Domnul și Mântuitorul nostru, binecuvântat să fie Domnul. Amin. A venit o zi în care Dumnezeu și-a împlinit făgăduința și călare pe spinarea unui măgăruș, Mântuitorul Iisus intra în cetatea sfântă. Am găsit că oamenii din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Și toți strigau aceleași cuvinte. Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile preanalte. Amin. Dragii mei, prin cărțile pe care am apucat să le citesc, câteva dintre ele vorbeau despre aceste cuvinte. Ele fac parte din Psalmul 118, versetele 25 și 26, dacă nu dau greș. La origine, termenul Osana însemna, de fapt, un strigă după izbăvire. Poporul avea nevoie de izbăvire și când rosteau cuvântul Osana, la început, la origine, cuvântul acesta era un strigăt după izbăvire. Aici îngăduiți-mi să fac o paranteză. Vedeți dumneavoastră, există o anumită dinamică a cuvintelor. La origine ele pot să însemne ceva și apoi de-a lungul anilor ele se capete și un al doilea sens. Și până la urmă se poate întâmpla ca al doilea sens să prevaleze asupra celui din tâi, să fie mai important socotit ca și cel din tâi. N-am știut lucrul acesta până când am citit o carte scrisă de C.S. Lewis, cartea se intitulează Creștinismul redus la esențe. Și în cartea aceasta, undeva în al doilea capitol, a trecut deja 25 de ani, au trecut de când am citit-o, în al doilea capitol el zice ceva interesant. Cuvântul gentleman de bună oară în limba engleză. La început se pare că ar fi însemnat un proprietar de pământuri. Un anume nobil, dar nu din acela de la oraș care are companii și întreprinde. Un proprietar de pământ. Dar de-a lungul a vreo două sau trei secole, cuvântul acesta a ajuns să capete o altă conotație, o altă semnificație. Și procesul acesta, să știți că l-au cunoscut multe alte cuvinte. Cuvântul Osana la început era un strigăt după izbăvire. Până la urmă el a ajuns să fie folosit ca și un cuvânt de adorare. Dar aici, în pasajul acesta, se împlinea cererea după izbăvire, strigătul după izbăvire cu adorarea. Pentru că, pe de o parte, citim Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului și ne amintim de Psalmul 118, versetul 25, în care psalmistul exprima strigătul națiunii și în final găsim scris că ei strigau Osana în cerurile preanalte. Iar aici Osana exprima adorarea. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că pentru Domnul Iisus cuvintele acestea însemnau ceva deosebit. El aștept întotdeauna că la capătul acelui drum
Era ultimul pe care îl face cu ucenicii săi spre Ierusalim. Și l-a știut că la capătul acelui drum, cu el se vor întâmpla niște lucruri care sunt prevăzute, prinse în planul lui Dumnezeu. Că bătrânii poporului iudeu, însoțiți de preoții cei mai de seamă, se vor uni, vor ridica mâna asupra lui, îl vor aresta, îl vor judeca, îl vor condamna pe nedrept și se vor folosi de mâinile romanilor pentru a-l executa. Mântuitorul Iisus a știut foarte bine lucrurile acestea, a știut că îl va aștepta suferința. Că despre el a vorbit Isaia când l-a numit în profeția lui om al durerii și obișnuit cu suferința. Ei bine, știa că sunt câteva zile care îl mai despart de acea suferință cumplită și grea de imaginat. Am spus-o și în alte rânduri, dragii mei, că suferința Domnului Iisus n-a fost legată atât de mult de suferința fizică. De-a lungul istoriei au fost oameni care pentru ideile lor au fost în stare să sufere suferință fizică fără să clipească. Dar suferința despre care se vorbea în vechime și pe care Domnul Iisus o accepta era suferința aceea determinată de povara păcatelor noastre pe care El urma să și-o asume, să și le asume pentru noi. Să moară pe cruce pentru vina noastră, slăvit să fie Domnul. Și acum, vă aduceți aminte și de episodul acela despre care o să mai vorbim, episodul Ghețimani. Când Domnul Iisus se ruga în grădină și în fața Lui, El vedea paharul acela greu de băut. Și în rugăciunea Lui, printre alte lucruri, a spus, dacă este cu putință, depărtează de mine paharul acesta. Să știți că Domnul Iisus a fost în permanență conștient de greutate, de dificultatea acestei lucrări pe care El o are de îndeplinit. Dar atunci când în mijlocul acelei mulțimi festive, în sărbătoare, oamenii strigau Osana fiului David, El înțelegea și simțea că ei strigă după izbăvire. Și din toată mulțimea aceea, El era singurul care înțelegea și știa cât de aproape vine sau cât de aproape este izbăvirea pe care a primit-o Dumnezeu. Pentru că în planul lui Dumnezeu, izbăvirea cea mai importantă era izbăvirea de sub păcat și de sub puterea păcatului. Oamenii de atunci care strigau și imaginau tot felul de lucruri, aș putea să spun câți strigători erau acolo, cam atâtea idei erau printre ei cu privire la izbăvire. Dar Mântuitorul Iisus a fost întărit, dacă vreți, văzând că poporul strigă după izbăvire, El știa ce înseamnă izbăvirea și știa că a venit tocmai ca să ne aducă izbăvirea preamărit să fie Domnul. De aceea eu cred, sunt încredințat pe deplin, că aceste strigăte ale poporului, dincolo de expresia, de exprimarea de bucurie deosebită, erau expresia unui strigă după ajutor și El tocmai pentru aceasta a venit să aducă ajutor. Ne duc aminte de o întâmplare când Domnul Iisus era cu ucenicii pe Marea Galilei, într-o corabie, și corabia aceea a fost învăluită de furtună. Domnul, pentru că era obosit, adormise la cârmă pe căpătâi, spune Evanghelistul. Ucenicii lui s-au luptat cu furtuna, pentru că cel puțin o bună parte dintre ei erau pescari și nu era prima furtună pe care o întâlneau și cu care aveau de-a face. Dar furtuna aceea era ceva deosebit, era o furtună aparte și la un moment dat, istoviți și ei, văzând că toată experiența lor nu este de niciun folos, l-au trezit pe Domnul și, printre alte lucruri, i-au spus, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Odată de mult am vorbit și despre întâmplarea aceasta și am spus atunci și repet astăzi, era cea mai nepotrivită întrebare care putea fi pusă Domnului Iisus. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Adevărul este că lui Iisus i-a păsat. Dacă nu i-ar fi păsat lui Iisus de starea noastră, de faptul că pierim în păcatele și în fărădelegile noastre, Iisus ar fi rămas pentru totdeauna în cer. Nu s-ar fi dezbrăcat de slava pe care a avut-o la Tatăl înainte de întemeierea lumii. Dacă lui Iisus nu i-ar fi păsat de noi, nu și-ar fi lăsat deoparte o parte din slava Lui, nu s-ar fi întrupat și-ar fi luat un chip de rob asemenea nouă. Dacă lui Iisus nu i-ar fi păsat de noi, sau nu i-ar fi păsat atât de mult de noi, s-ar fi mulțumit să vină și să ne vorbească, dar să nu sufere pentru noi.
însă pentru că lui Iisus i-a păsat de noi. El a acceptat să și moară pentru noi. Să sufere în locul nostru. Să poarte povara păcatelor noastre. De aceea, întrebarea, nu-ți pasă că pierim? A fost cea mai jignitoare întrebare, cred eu, ce putea fi pusă vreodată Domnului Iisus. Aș vrea să vă spun, dragii mei, și întâmplarea aceasta despre care noi am citit din Evanghelia după Matei, care este redată și în celelalte trei Evanghelii, întâmplarea aceasta arată foarte clar că lui Iisus îi pasă de noi. Pentru că a venit să ne izbăvească. Și ca să întăresc ideea aceasta, vreau să vă mai spun încă un detaliu. Când el și-a început lucrarea ca și propovăduitor, l-au privit cei care erau propovăduitorii profesioniști ca pe un tinerel care începe și el să predice. I-a ieșit, i-a reușit o predică și l-au privit cu un fel de îngăduință, așa cum privește expertul pe un începător care parcă le-a nimerit bine și le-a pus bine la oaltă. Însă, după ce au ascultat și au auzit multe din predicile lui, au trebuit să recunoască faptul că n-a fost o întâmplare că prima dată a predicat bine sau a doua oară a predicat bine. N-a fost o întâmplare, un incident. El este, într-adevăr, un învățător abil. Acum, problema lor era că nu-l puteau accepta încă printre ei, pentru că el nu studiase la picioarele niciunuia dintre ei. Și când vii din afară, e greu să-ți faci loc printre ei. În relația lor, sau în atitudinea lor, a mai marilor vremii de atunci față de Iisus, eu am depistat trei etape. O etapă în care l-au privit cu îngăduință, dar au fost destul de rezervați față de el. O a doua etapă în care au fost deranjați de predicile lui, dar nu au luat neapărat măsuri împotriva lui, s-au străduit doar să arate că el greșește, că nu cunoaște, că nu respectă, dar a fost apoi o a treia etapă, în ultima parte a activității Domnului Iisus, în care mai mari vremii, și când spun aceasta mă refer la farisei, la tărturari, la preoții cei mai de seamă, oamenii aceștia l-au privit cu foarte multă ură pe Iisus și și-au pus în gând să-L elimine cu orice preț. Au început prin a spune că dacă îl primește cineva în sinagogă, dacă vreun conducător de sinagogă îi mai dă voie să ajungă la microfon, sigur, dumneavoastră înțelegeți că vorbesc simbolic acum, că ei n-aveau microfon, n-aveau nici stații, n-aveau ce avem noi. Dacă cineva, dacă vreunul din mai marii sinagogilor îl primește în sinagogi, omul acela și-ar fi pierdut funcția, poziția. Dacă cineva îl mărturisește și crede în el, va fi dat afară din sinagogi. De data aceasta, sau în etapa aceasta, atitudinea lor era pățiși împotrivă. Și apoi, în chiar ultima perioadă, știți că au luat hotărârea să-l elimine, să-l condamne la moarte, să-l execute prin mâinile romanilor. Ei bine, dacă ei lucrurile acestea le plănuiau în ascuns, Iisus le știa. Și atunci când Iisus a ales să meargă la Ierusalim, El a știut că merge pe teritoriul adversarului, pe terenul adversarului. Dacă ar fi fost așa ca unul dintre noi, și când spun lucrul ăsta, întâi mă vedeți la mine, deși cred că mulți suntem cam în aceeași categorie, poate că am fi preferat să mergem în ascuns. Poate că am fi preferat să o facem mai discret. Am fost învățați și ni se spune mereu să ne purtăm în societatea de astăzi în așa fel încât să nu întâmplăm prezența noastră să nu deranjeze. Dacă se poate, prezența noastră să treacă neobservată. Iisus, învățătorul nostru, cu mult curaj, și-a asumat rolul și pe terenul adversarilor s-a dus și nu n-a ascuns pe față. El a știut că acum norodul acesta va striga ceea ce va striga, că tot evenimentul va ajunge la urechea fariseilor, a cărturarilor, a preoților cel mai de seamă, a marelui preot, și a știut că lucrurile acestea îi vor întărâta. Iisus și le-a asumat cu multă îndrăzneală. Dați-mi voie să vă spun, în lume oamenii îi elogiază pe cei ce sunt curajoși. De când este lumea aceasta, n-a fost nimeni să-L egaleze în curaj pe Mântuitorul nostru.
binecuvântat să fie. Multe acte de curaj pe care lumea le face, pe care lumea le apreciază, pe care oamenii le fac, s-ar putea numi mai degrabă naivități. De multe ori, eu mi-aduc aminte, acum am îngăduit să vorbesc de mine, deși nu-mi place să fac lucrul acesta. Am făcut o călătorie de la Windsor încoace, într-o noapte, eram obosit și frații de acolo, mai mulți frați în vârstă cu și cu experiență, mi-au spus, frate, nu te duc, în noaptea asta se va circula rău spre Montreal. Și eu am zis, mă duc, frate, mă duc și nu mai rămân peste noapte. La ora 11 noapte am plecat de acolo și drept este că a fost cel mai greu drum pe care am făcut vreodată, singur pe mașină, a fost cel mai greu. La un moment dat, mi-am zis în gând, trebuia să-i ascult. La zi dimineață l-am sunat pe fratele Gheorghe Diaconescu și a spus, frate, cu ajutorul Domnului am ajuns bine. Și îmi spune fratele Diaconescu, îmi zice, măi, frate Iosif, deci eu te-am știut unul moale. Și așa sunt, unul moale. Dar și acum, zice, mare curaj ai avut. Știți, câteodată naivitatea trece de curaj. Aceasta a fost una din împrejurări. Aș vrea să vă spun, noi oamenii îi apreciem pe semenii noștri care fac lucruri deosebite, deși poate că în unele împrejurări ei le fac din naivitate sau mai știu ce se întâmplă cu ei. Dar dacă este vorba de curaj, aș vrea să vă spun, nimeni n-a fost mai curajos decât Domnul nostru. Uitați-vă în Evanghelie să vedeți. Stând fața dregătorului roman, știe că, omenește vorbind, de omul acesta va depinde dacă el va fi condamnat sau dacă va scăpa de acolo numai cu câteva vânătăi, cu bătaie bună. Și stând fața lui și dacă te uiți la ei, cum stau unul în față la altul, nici nu știi cine pe cine judecă. Cu atâta demnitate, cu atâta curaj, n-a ezitat o clipă să spună lucruri pe nume. Aș vrea să mă opresc la aceste cuvinte despre sărbătoarea aceasta, cred că se va vorbi și după masă, dacă Domnul ne ajută. Aș vrea să țineți minte că Iisus este Împăratul care a venit să ne izbăvească. Pentru ca să ne izbăvească pe noi, a fost gata să-și asume suferința. Și nimic nu l-a putut da la o parte din drumul pe care și l-a ales, drumul crucii pentru mântuirea noastră. Binecuvântat să fie Domnul. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare.